Biroul electoral județean Gorj a dispus refacerea proceselor verbale de la Târgu Jiu pe motiv că au fost întocmite greșit. S-au prezentat aseară în jurul orelor 21 cu procesele verbale, cu buletinele de vot de la Consiliul Județean. Am verificat, am constatat că printre acestea erau probleme de întocmire a proceselor verbale de la secțiile de votare, nu de la circunscripție, dar circunscripția este cea care trebuia, ni le-a adus. Și constatându-se aceste greșeli de către noi, de către reprezentanții de la statistică, sigur că nu puteam să le centralizăm. Și atunci le-am trimis înapoi la circunscripție, circunscripția la secții. Acum secțiile urmează să le verifice și să le întocmească corespunzător conform legii. Potrivit președintelui Biroului Electoral Județean, au apărut anumite erori la întocmirea proceselor. Sunt erori de întocmire a procesului verbal. Adică, în loc să... Știți că sunt acele chei care trebuie să fie găsite, da? Ei n-au reușit să le găsească. Din această cauză, nici rezultatele obținute de candidați și partide nu s-au validat.